100 de ani de educație teologică baptistă în România. Institutul Teologic Baptist din București. La începutul secolului trecut, cu ocazia conferinței ad hoc de la Buteni din 8-10 iunie 1919, conducătorii Uniunii Baptiste din România au înțeles importanța formării și pregătirii tinerilor care aveau o chemare specială de la Dumnezeu pentru slujirea ca păstori și predicatori în bisericile creștine baptiste. În viziunea fondatorilor Seminarului Teologic Baptist, absolvenții urmau să devină buni organizatori și conducători în lucrarea sfântă. Aceeași viziune se referea și la capacitatea celor pregătiți în seminar de a rezolva în mod creator, independent, pe baza revelației divine scrise, atât problemele pastorale și pe cele ivite în viața de societate, cât și pe cele teologice. La inițiativa unor slujitori baptiști din țară, printre care unii având studii la seminarii baptiste din Budapesta și Hamburg, s-a hotărât înființarea unei școli de misiune care să răspundă nevoilor bisericilor creștine baptiste din țară. Alexa Popovici îi menționează pe Constantina Dorian, care a absolvit seminarul baptist din Hamburg, și pe Radu Tașcă, absolvent al seminarului baptist din Budapesta, ca aceia care și-au adus o contribuție deosebită la înființarea seminarului. Seminarul și-a început cursurile la Buteni, în județul Arad, sub conducerea lui Ioan R. Socaciu, care s-a format ca teolog în Statele Unite ale Americii, la Southern Baptist Theological Seminary, întors în țară special pentru a-și lua rolul de director al seminarului. Primii tineri selectați din bisericile baptiste, care au început primele cursuri ale seminarului la Buteni, în toamna anului 1921, au fost Dumitru Baban, Ioan Cristea, Nicolae Iancu, Ilie Mârza, Login Motrescu, Gheorghe Olteanu, Teodor Pușcaș, A. Roșca și Florian Țenț. Forța dinamică principală care a stat la baza entuziasmului credincioșilor baptiști pentru înființarea Seminarului Teologic Baptist a fost dorința de trezire spirituală și imboldul misionar. Profesorul baptist de teologie, dr. Edgar Young Mullins, într-o scrisoare trimisă din Veneția pe 25 octombrie, după vizita făcută în toamna anului 1920 în România, vorbește despre România ca despre un câmp de recoltare copt. Accentuând prioritatea înființării unei școli de pregătire pentru predicatori și pentru lucrătorii bisericii, el scrie următoarele: am căutat voluntari printre tineri pentru a intra într-o școală de pregătire și am avut cel puțin 100 de răspunsuri. Există zeci și sute de tineri și tinere gata să participe de bună voie la lucrarea Domnului. Într-un timp foarte scurt, o școală poate fi umplută. Pe teren sunt deja lucrători nepregătiți care pot fi educați pentru o mai mare eficiență. Am încheiat citatul. Suveranul României, regele Ferdinand I-ul, cu prilejul ceremoniei semnării actului de constituire a Seminarului Baptist, a sugerat ridicarea rangului școlii la grad universitar. Numărul redus de posesori ai diplomei de bacalaureat l-a determinat pe directorul seminarului să păstreze instituția la rangul mediu, eligibil liceului. După o activitate scurtă la Buteni și Arad, din cauza prigoanei, Constantina Dorian, președintele Uniunii Baptiste, a hotărât mutarea tuturor activităților instituției nou formate în capitala țării. Mutarea urgentă a seminarului la București a fost posibilă datorită sprijinului prompt acordat de Biserica Baptistă Germană din București, alături de Biserica Baptistă Română, păstorită de Constantina Dorian. 3 ani mai târziu, cu sprijinul credincioșilor baptiști americani din Convenția Baptistă de Sud, a fost posibilă cumpărarea unei proprietăți pe strada Berzei, numărul 29, și construirea a 2 imobile ce aveau să servească timp de aproape 100 de ani educației teologice baptiste din România. Pe lângă aspectele providențiale, istoria seminarului poate evoca și un aspect inedit. Campusul din strada Berzei nu ar fi putut fi realizat fără dedicarea și altruismul credincioaselor baptiste din Convenția Baptistă de Sud, care s-au decis să doneze Seminarului Baptist din România banii obținuți de pe urma vânzării acelor ouă de găină găsite în fiecare duminică. În anul 1925, în urma promulgării legii învățământului particular, s-a creat o bază legală pentru seminar. În perioada interbelică, în ciuda persecuțiilor repetate din partea guvernelor naționaliste ale României, seminarul a desfășurat o activitate rodnică primind sprijin din partea credincioșilor din Marea Britanie și Statele Unite. Profesori și misionari erau implicați în procesul de predare. Merită menționați aici dr. Edgar Young Mullins, dr. Everett Gill, care a devenit director onorific al seminarului,
între 1933 și 1939, și Dan T. Harley, care și-a încheiat alergarea pe tărâmul de misiune departe de casă, fiind înmormântat în cimitirul Belu Evanghelic din București. Conducerea seminarului a fost de la început una vizionară, acest spirit menținându-se de-a lungul anilor, astfel încât în 1929 la seminar s-a deschis și o școală de misiune pentru fete, care pregătea tinere ce urmau să fie implicate în special în lucrarea cu copiii și tinerii din bisericile baptiste. Seminarul și-a desfășurat activitatea continuu până în anul 1942, când, în urma dispoziției guvernului Antonescu, seminarul a fost desființat. Clădirile au fost confiscate și au fost puse la dispoziția unei școli misionare ortodoxe, care a activat până la data de 23 august 1944. Seminarul s-a redeschis abia în anul 1946, din nou la Buteni, urmând ca peste un an să-și reînceapă activitățile la București, în imobilele retrocedate. În timpul perioadei comuniste, situația seminarului nu s-a îmbunătățit. S-au luat măsuri de limitare a tuturor activităților instituției. Prin departamentul cultelor a fost redus numărul studenților și al profesorilor care predau disciplinele teologice și au fost diminuate relațiile cu instituțiile de învățământ baptiste și cu organizațiile sau asociațiile baptiste de peste hotare. Seminarul a rămas o instituție de nivel liceal, ridicarea acestuia la nivel universitar nefiind acceptată de departamentul cultelor. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, din partea Seminarului Teologic Baptist din București și din partea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, s-au făcut demersuri în sensul acesta. Însă, datorită limitării drepturilor religioase, demersurile au rămas fără rezultat. Începând cu anul 1975, Seminarul Teologic Baptist din București a avut între cadrele didactice pe profesor dr. Ioan Bunaciu, care deținea titlul de doctor în teologie, obținut în cadrul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, iar începând cu anul 1984, pe profesor dr. Vasile Talpoș, care a obținut doctoratul în teologie la Southern Baptist Theological Seminary din Louisville, Kentucky, la aceeași instituție în care s-a format Ioan Ersocaciu și care a sprijinit întotdeauna educația teologică baptistă din România. Profesorul Vasile Talpoș a devenit primul rector al Institutului Teologic Baptist din București după Revoluția din decembrie 1989, când seminarul a fost ridicat la gradul universitar prin hotărârea primului ministru Petre Roman în anul 1990. La o distanță de 15 ani, Institutul Teologic Baptist din București a fost acreditat prin legea 139 și decretul 421, publicate în Monitorul Oficial, partea 1, numărul 434, din 23 mai 2005. Începând cu anul universitar 2005-2006, Institutul Teologic Baptist din București a înființat un al doilea program de licență, cu forma de învățământ la distanță, program ce a fost acreditat definitiv în anul 2012, în baza Legii Educației Naționale 1/2011, fiind primul program de acest gen acreditat în România. Durata studiilor în cadrul celor două programe de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, este de 4 ani. În prezent, institutul are parteneriate cu Universitatea din București, Colegiul Baptist Regent's Park din Universitatea Oxford, Seminarul Baptist Internațional din Amsterdam, Midwestern Baptist Theological Seminary din Statele Unite ale Americii, Evangelische Faculty of Theology Leuven, Belgia, All Nations Christian College, Londra, TCM International, Youth Ministry International, și face parte din Consorțiul Seminariilor Teologice Baptiste din cadrul Federației Baptiste Europene. Printr-un parteneriat între Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România, Institutul Teologic Baptist din București și Universitatea din București, a luat ființă, în anul 1992, Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea București, cu dublă specializare în următoarele domenii de licență: Teologie Baptistă Litere, Teologie Baptistă Asistență Socială și Teologie Baptistă Limbi Străine. Aceasta a fost acreditată în anul 1995, fiind prima facultate de teologie acreditată din cadrul cultelor evanghelice din România. De-a lungul celor 100 de ani de existență, Institutul Teologic Baptist din București a avut un rol strategic în echiparea slujitorilor duhovnicești, având ca principal obiectiv dezvoltarea caracterului slujitorilor,
astfel încât aceștia să poată fi folosiți de Dumnezeu ca lideri și slujitori influenți pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Conducătorii seminarului, iar apoi a Institutului Teologic Baptist București, de-a lungul celor 100 de ani, au fost Ioan R. Socaciu, Constantina Dorian, Thomas Slev, Luca Sezonov, Petru Truța, Dr. Everett Gill, Dr. Roy F. Starmer, Ioan Dan, Nicolae Covaci, Dr. Jean Staneschi, Alexa Popovici, Vicaș Teodor, Dr. Ioan Bunaciu, Dr. Vasile Talpoș, Dr. Daniel Mariș. Mulțumim Domnului pentru toți cei care au susținut Institutul Teologic Baptist în cei 100 de ani de istorie. Prin rugăciune, prin tinerii încurajați să se echipeze pentru lucrarea Domnului, prin sprijinul material și financiar. În prezent, în programele de formare pentru slujire ale Institutului, se pregătesc peste 100 de tineri din țară și din diaspora. Ne dorim ca, în anii următori, Institutul Teologic Baptist din București să contribuie la dezvoltarea și modernizarea învățământului teologic din România, prin programe care să promoveze excelența în educația teologică și care să formeze slujitori pasionați pentru extinderea împărăției lui Hristos și echipați să răspundă provocărilor cu care se confruntă bisericile creștine în societatea contemporană.